încep prin legat de procesul verbal anterior, nu a fost încă redactat. Dar urmează să fie expus la ședința următoare. Pentru astăzi, 28 a 12-a 2023, ora 13, am fost convocați prin dispoziția numărul 653 din 21-a 12-a 2023, la Camino Cultural, unde are loc ședința de Consiliu Local, care va avea următoarea ordine de zi. Primul, va fi proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Inițiator, domnul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în UAT cu stăpânirea județul Bacău pentru utilizatorii casnici și non-casnici. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acceptarea declarației de renunțare la proprietatea domnului Toșa Daniel, autentificată sub numărul 1143 din 16-11-2023 de biroul notarial al domnului Bălan Vasile din Onești și declarației de renunțare la proprietatea a doamnei Ilie Viorica, autentificată sub numărul 1141 din 14-11-2023, tot la biroul notarial domnul Bălan. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza proiect tehnic, PTH, și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții, modernizare parc comunal sat Coțofănești, comuna Coțofănești, județul Bacău, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Aici au mai apărut încă două puncte, până să ajungem la ultimul punct, la diverse. Este un proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform actului adițional numărul 7 a contractului de cesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, sub numărul 180/2957 din 6-5-2015, încheiat cu SC Compania Ropres Service. Și încă un punct privind proiectul de hotărâre privind majorarea bugetului investiții alimentare cu gaze naturale a Comunei Cotofănești, sat Bâlca, Bărșan, județul Bacău. Și ultimul punct, la punctul 7, problemele diverse. Pentru început, cine este de acord cu ordinea de zi? Cine este împotrivă? Ești împotrivă? Nu am vrut. Bine. Deci nu sunt împotrivă, nu sunt abțineri. Înseamnă că începem cu ordinea de zi. Cu primul punct. Și voi să plec van da. Da. Aici am fost informat, domnule consilier, știu despre ce vorbim. Deci începem cu un primul punct. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Aici este raportul de specialitate al doamnei Iacome Iulia, la care o să dau citire. Am înțeles că au venit niște sume aici. Da. Raportul de specialitate, rectificarea bugetară. Sub semnatul Iacome Iulia, contabilul la Comuna Coțofănești, județul Bacău, având în vedere legea 273/2006 privind finanțele publice locale republicate, legea bugetului de stat numărul 368 din 2022 pentru anul 2023, având în vedere adresa 4217 din 29-11-2023, AJFE Bacău, prin care ne transmit influenții a bugetului local prin suplimentarea sumelor defalcate de TVA pe anul 2023 pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor. Având în vedere adresa AJFE Bacău numărul 4422 din 4-12-2023, prin care ne transmit ca potrivit hotărârii de guvern
numărul 1183 din 29.11.2023 și adresa Ministerului Finanțului, Finanțelor numărul 468.329 din 4.12.2023 și adresa Ministerului Finanțelor numărul 468.329 din 4.12.2023 s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. Având în vedere adresa AJFP Bacău numărul 4.757 din 7.12.2023, prin care ne comunică sumele alocate din cote defalcate din impozit pe venit, asta în 04.02.04, un cod, pentru așa sume încasate suplimentar în anul 2023. Adresa 4.784 din 8.12.2023, AJVP Bacău, prin care ne transmit influențele la indicatorul acte defalcate din impozit pe venit. Tot așa 040201 codul respectiv. Având în vedere adresa 4.846 din 11.12.2023, AJVP Bacău, prin care ne transmis suplimentarea pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pe anul 2023, destinate finanțării drepturilor asistenților personali, ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare. Având în vedere notificarea numărul 215.971 din 13.12.2023 aferentă cererii de prefinanțare pentru proiectul alimentare cu gaze naturale a Comunei Pătrufelești, sat Bâlca și Borșan, județul Bacău, conform contractului de finanțare prin programul operațional de infrastructură mare numărul 554 din 13.05.2021, având în vedere adresa numărul 5.512 din 19.12.2023, AJFP Bacău, prin care ne transmit alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunilor. Rog a se aproba în ședința de Consiliu rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli după cum urmează. La venituri se suplimentează cu suma de 61.000 lei, capitolul 11.02.02, sume defalcate din TVA. Se suplimentează cu suma de 1.000 lei, capitolul 040201, impozit pe venituri. Se suplimentează cu suma de 26.000 lei, capitolul 040204, sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pentru cheltuieli, pentru echilibrarea bugetelor locale. Se suplimentează cu suma de 661.000 lei, capitolul 110206, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale. Se suplimentează cu suma de 8.000 lei, capitolul 480201.03, FDR, prefinanțare. Se suplimentează cu suma de 100.000 lei, capitolul 110202, sume defalcate din TVA. Acum cheltuielile. Se suplimentează cu suma de 68.000 lei, capitolul 510210, autorități publice cheltuieli de personal. Se suplimentează cu suma de 61.000 lei, capitolul 510220, autorități publice cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 22.000 lei, capitolul 650220, învățământ, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma 5.000 lei, capitolul 670210, cultură, cheltuieli de personal. Se suplimentează cu suma de 20.000 lei, capitolul 670220, cultură, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 54.000 lei, capitolul 680210, asistență socială, cheltuieli de personal. Se suplimentează cu suma de 14.000 lei, capitolul 680257, asistență socială, cheltuieli cu ajutoare sociale.
se suplimentează cu suma de 106.000 lei, capitolul 70.02.20, locuințe, servicii și dezvoltare publică, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma 51.000 lei, capitolul 74.02.20, protecția mediului, salubritate, cheltuieli, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 40.000 lei, capitolul 65.02.71, învățământ, cheltuieli de capital. Se suplimentează cu suma de 20.000 lei, capitolul 67.02.58, cultură, recreere, religie, modernizare, parc comunal, cheltuieli neeligibile, proiecte nerambursabile. Se suplimentează cu suma de 8.100.000 lei, capitolul 70.02.58, alimentare cu gaze naturale, cheltuieli eligibile, proiecte nerambursabile. Se suplimentează cu suma 90.000 lei, capitolul 70.02.71, alimentare cu apă, cheltuieli de capital. Se suplimentează cu suma de 27.000 lei, capitolul 70.02.50.71, alte servicii în domeniul locuinților, serviciilor și dezvoltării comunale. Se suplimentează cu suma 50.000 lei, capitolul 84.02.71, drumuri și poduri, cheltuieli de capital. Se suplimentează cu suma de 100.000 lei, capitolul 6802, asistență socială, cheltuieli de personal destinate finanțării drepturilor asistenților personal și indemnizații lunare ale persoanelor cu handicap grav. Proiectul de hotărâre, nu mă citiți, că se repetă da. Sumele. Sunt sumele care au venit treabă. În partea, așa, sunt valorile care au fost transmise de către... Avem și de la, da. Avem de la finanțe, de la administrație, da. Finanțe, toate este. Și de la da. Guvern. Aici ați avut materialele, le-ați studiat, știți despre ce este vorba. Nu e nicio minune, cu cât suplimentează, cu atâta se duce la cheltuieli. Adică suplimentăm și dăm pe cheltuieli. Adică ce e pe merg, dar e da. Nu aveți ce să vedeți. Acum, dacă să intrăm în cifre și în... dacă aveți un eu claritate, eu tot stau la dispoziție. Dacă sunt discuții privind cele prezentate, raportul este scurt, același... Comisie Comunalism. Da? Da. Cine este pentru? Deci, s-a votat în totalitate. Deci, trecem la următorul punct, da? Al ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubrizare pentru anul 2024 în UAT Coțofănești, județul Bacău, pentru utilizatorii casnici și non-casnici. Aici eu aș zice că e bine de completat cu celălalt, cu punctul care a venit cu informarea privind... Cu prelungirea contractului. Da, da. Nu? Da, dar ar fi bine să licumulăm, fi dar votul se face de două ori. Votul îl facem de două ori, da. Odată pe taxe și odată pe da, prelungirea da, contractului. Da. Deci aici este... Da, haideți să vă explic despre ce este vorba. Așa cum am promis și cum v-am și spus ședința anterioară și cum o spun eu, pentru anul 2024 nu am mărit nicio taxă cu niciun leuț, inclusiv taxa de salubrizare. Taxa de salubrizare rămâne exact la nivelul anului 2023. Deci 2024, fără, atenție, fără, în ce am discutat cu fetele, sper să nu greșim, fără a mai pune indexul acel 13,8%. Ținând cum că taxa este atât cât este și... A, vă referiți la indicele de inflație. Indicele nu de se mai adaugă indicele de inflație. Nu, deci nu mai folosim nici indicele de inflație la această... La salubrizare. La salubrizare. Fiind un serviciu care e externalizat în iar nostru, putem să facem acest lucru, să nu mai punem acest... Deși la taxele celelalte nu se fac. Adică da. Nu se pare 13,8%. Dar aici am căutat să facem așa pe el. Încât oamenii să plătească, pentru că avem foarte mulți restanțieri. Vedeți că problema gunoaielor este din ce în ce mai acută. Noi toată ziua încercăm să facem curățenie.
și nu reușim în totalitate, oricând poate găsi cineva, dacă dorește, vă dau gen podul Răuțoi. Vă dau gen tarnală, că te duci, le aruncă căruță. Pe la podul Cărpenișului, aceeași chestie. Oricât încercăm noi, nu reușim. Pentru că, și aici nuanțez și punctez, pentru faptul că oamenii noștri nu au conștiință. Nu vor avea conștiință civică. Încât să respecte mediul care să-i fie prieten și nu dușman, adică să ne facem rău singuri, să aruncăm gunoaiele în toate locurile, nu se va rezolva această problemă, sub nicio formă. Și până când oamenii nu vor înțelege că gunoiul trebuie să-l dăm, să-l selectăm și să-l dăm, să-l credem selectat, în care ni se mai scade din anumite, din acea sumă pe care o plătică pe Romprest, nu vom reuși să avem o comună frumoasă și un preț cât de cât suportabil de către cetățeni. Nu vă spun că în continuare pun drume guși, pun pământul ăla care pietriș, nisip, în pubele, în cemătură, ce? Bă, oameni, aia faci o groapă în grădină la tine și pui restul de molos, de pământ, de nu știu ce, pui în pubele, mai face și gălăgie, mai fac și gălăgie, că nu le ia cu noi. Noi ne-am coborât încă în anul 2024, dacă vom ajunge să fim sănătoși, n-am coborât la nivelul încât să venim să controlăm fiecare pubele, luăm mănuși, ce nu e bun, să vedem peste gard. Adică, când am zis să vedem peste gard, am zis la toți cetățenii care nu respectă, nu? Dumneavoastră neapărat. Da, și dacă la dumneavoastră se întâmplă același lucru, mai grav, că sunteți consilier local. Deci, dacă nu vom conștientiza populația, să selecteze cu noi, să nu pună orice în acele pubele, în continuare, prețul la gunoi va fi același și va și crește. Deci, clar, pentru faptul că și noi la rândul nostru plătim. Noi suntem un intermediar. Luăm banii de la dumneavoastră, de la utilizatorii serviciului de salubrizare, de la cei care produc gunoi, și îi dăm la Romprest. Trece prin noi. Dar de ce au făcut lucrul ăsta? Că puteam să facă direct contract cu ei. Romprestul cu utilizatorul de serviciu, cu cel care de gunoi. Pentru ca să aibă eu o garanție că își primesc bani. Că în momentul când noi nu încasăm banii de la cetățeni, pentru gunoi, îi punem de la primărie. De unde credeți că punem? Că altfel nu-ți mai vine. Nemai venind, vine și partea cealaltă a monedei. Reversul. Vin cei de la mediu. Pentru că încep să te sufoși de gunoi, încep să le arunci peste tot. Vin cei de la mediu. Și amenziile la mediu, vreau să spun că sunt foarte mari. Nu mai. Am plătit o amendă, de când sunt eu, o singură amendă, de 10.000 de lei. A fost așa modică, ca să zic. Adică 100 de milioane. Care nu-s de aici de acolo, pentru primărie, contează și fiecare bănuț, fiecare bănuț. În rest, n-am plătit nicio amendă. Dar amenziile sunt, acum, sunt foarte, sunt amenziile de 750 de milioane, de miliard și de, da, nu mai ai voie să dai foc nici la gunoaie. Deci acum, bine, acum, o spun aici, dacă ai o gheoacă de aia, ai făcut. Dar la cantități mari, care s-au știut la cauciucuri, la șoșoni, la gumari, la cizne, la aia, la toxică. Da? Asta spun și noi facem un efort considerabil. Uitați că n-am mai avut timp, că a fost foarte ocupat, să vă spun câți bani s-au pus din bugetul primăriei pentru a acoperi plata la gunoi. Asta e. Nu știam să facem. Să colectăm noi de la cetățeni, ne luăm banii înapoi. Da. Este greu, problema asta cu noi este greu, dar în 2024 începem ușor, ușor, noi nu restăm cu barda, nu vrem să omorâm oamenii, dar vrem să le îndreptăm comportamentul sau să le trezim conștiința. Și o să umblăm pe pubele și câteva dată le tragem atenția, a doua oară să le mai spunem, da? A treia oară le aruncăm gunoaie peste gard, că altfel nu se poate. N-ai cum. N-ai cum. Deci nu se poate așa ceva. Spune, ce eu nu dau gunoi. Când el duce, are o pubele și mai are 6 saci cu ea.
Da, uitați, o treceți în comun și vedeți. Și colectăm separat saci. Și saci ei separat. Noi nu facem, noi s-am făcut selectivul, dar ne-am implicat noi în mod deosebit. Dar avem nu știu câte tone, cred, dar 30 ceva de tone, 36 de tone. Dar am luat de la agenții economice și cartoanele, a ridicat, am luat de la oamenii care au înțeles, uite, vecinul meu, bine că ușor, eu ne-am aduc aici singur, nu trebuie să mai pun în fața porții, le aduc eu. La Liviu văd mereu, dar toți care văd, chiar sunt cetățeni care, într-adevăr, au înțeles. Chiar serios au înțeles și scot, dar sunt foarte puțini. Undeva, dar 15-20%. Mă vezi? Până la 100%, 80%. Dumnezeu cu mina. Peste 70% să fie agreat de ei. Da, dar când o mă ajunge acolo la un 60-70% să ne-l dea selectat, atunci o să vedem și noi îmbunătățiri în ceea ce privește, sau știu, scăderea tarifului la bune. Altfel, nu se vede. Noi mai facem un efort și pe 2094. Și nu punem niciun... Nu majorăm cu niciun leviț. Despre asta vreau. Dar și mai este problema că am înțeles că de 3 ori pe lună îi trebuie. Ah, da. Și am uitat să vă spun, da. Dar asta, după 3 ori, bine că domnul președinte de ședință mi-a adus aminte, se ridică cu noi de 3 ori pe lună. Dumneavoastră o să fiți informați, fie pe grupurile de socializare, afișe și așa mai departe, și prin glasul dumneavoastră, sunteți reprezentanții aleși comunității, de 3 ori pe lună. Dar asta pe noi nu se curece, că dacă nu dai luna asta, dacă nu dai săptămâna asta, săptămâna viitoare, cu siguranță îmi vei pune cantat dublu de gunoi la poartă. Că ce o să faci curat săptămâna asta? Adică, nu văd o... Adică aia e un loc, doar nici aia nu fac cu economie, că în loc să vină să ia două transporte de gunoi de la Rețofonici, va lua 3 sau 4. Tot aia. E tot aia. Nu știu ce au vrut să urmărească în chestiunea asta, dar eu nu-i văd... Nu mai au personal. Cred că nu au personal, să zicem, dar nu-i văd... Eficiență, exact. Nu. Chiar nu-i explic. Pentru că, cu siguranță, doar numai atât, dar dacă cetățenii iau gunoi de 2 săptămâni și ăla aruncă și unul mai aduce, pune la poartă. Aduce pe pârâu la noi. Sau aduce pe pârâu. Dar în rest, nu văd. Deci, în loc de două transporte, transportul se facă 4. Da. Și acum, votul să fie pe, dacă cineva are o întrebare legat de acest punct, cu partea de salubritare, dacă nu, domnul președinte, să treacă la votul pe comisie și la votul în plen. Eu aș vrea să văd niște adăugiri. De exemplu, pentru cei care plătesc gunoiul, sunt prevăzut numai dintr-o familie 5 persoane. Da. Dintre care spuneți copii minori și părinții care iau. Da. Deci e formată. Totuși, aș zice, adică la problema asta, pentru ca să nu mai fie atât de multe gunoi, să fie puși să plătească și ceilalți valorit. Știți dumneavoastră că asta n-a făcut-o singură, a făcut-o în hotărârea. Consiliul local a fost hotărârea dumneavoastră. Că au fost familii cu 8-9 aia și cam calcul, cu 1 milion pe lună de persoană, ducea la 9-10 milioane, 11 milioane pe an. Deci era o sumă mare, era hotărârea dumneavoastră. Dar dumneavoastră vă lua hotărârea înapoi, că nu-i mai scutiți pe ce, adică să plătească în integralitate toate familiile, indiferent că-s copii au. Unde sunt aruncați? Am nici împotrivă, hotărârea dumneavoastră și pentru aceea am niciun respect. Sunt aruncați foarte mulți saci cu Pampers produși de la copii mici. Da, dar nu, dar copiii mici sunt puși la gunoi, sunt puși la plată. Corect, sunt puși, pentru că sunt producători de gunoi. Din casă, dacă sunt 10, sunt 3 copii minori, tot se duce gunoiul. Adică totul dă acolo. Se acumulează la un loc. Nu, dar noi n-am scutit copiii mici. Noi am scutit de la 5 persoane. Plus că nu plătești. Indiferent care sunt. Indiferent ce an sunt. Care sunt, nu-i pierdut vârstă. Ce rugăminte am cu aparatul de... Stați mai așa, cu domnul consilier de acolo, tot se chinuie să... Trebuie măcar să-i strângi până la aici capitele. Aia nici doar aia am vrut să spun mai mult. Nu vedeai, domnul președinte. Nu, dar așa e și corect. Așa e normal, mulțumesc încă. Deci, despre asta e vorba. Votul ăla a fost la dumneavoastră. Eu am venit cu propunerea, dar și primar, de ce nu?
că de la familie la 5 persoane în sus, să nu plătească, ca să nu înrobim cu tot ceea ce privește veniturile proprii, adică buzunarul propriu. Dar dumneavoastră ați hotărât, nu, vă dată o altă hotărâre, că să plătească toate familiile în integralitatea lor, că sunt 8, că 10, că 13, că e datoria mea ca și executiv, ca și primar, s-o respect. De la hotărârea veche până în momentul de față sau mai în temeia familiei? A, da, dar tu ăștia-i prindem, nu? Ceilalți care sunt căsătoriți... Ăștia-i prindem, care se nasc, care pleacă, mai avem și care pleacă și care vin și care... Și a fost discuția că nici nu poți să plătească. Deci nouă, după familie, îți plătea și nouă. Nu erau, nu au posibilitate. Tot ăștia... Asta am și spus, că erau mulți, erau. Nu, deci, o vorba de vorba să produce cu noi, nu. Dar am uitat și de punct. Mai trebuie într-o familie la ajutoarele care se dau și cu toate beneficiile. Acum, de la, da. Acum, totuși, ce să vă informez că de la 1 ianuarie, de la 1 ianuarie, nu mai e venitul minim garantat. Se numește VMI. Da, da. Se schimbă în așa în care intră și alocația suplimentară și venitul minim garantat, care se și măresc ca sume. Și vreau să spun că e undeva la 1.616 milioane, 700 milioane, adică vor fi niște sume de considerabile. Iar noi avem aici, chiar astăzi am stat de vorbă cu doamna Save de la Asistență Socială, avem 231 de dosare. 231 de dosare cu cumulat venitul minim garantat și cu alocația suplimentară. S-au redus mult. Bine, față de ce aveam o dată, erau 400 de dosare. Dar ajunsesem acum o jumătate la 167 de dosare, 168 de dosare. Acum, cumularea crescut, s-au zis, 200. Da, într-adevăr, niște sume destul de, cum să spun, considerabile, ca să zic așa. 16 milioane, 17 milioane, cât de aici de acolo. Ca să nu plăce fiecare dinanță, cu ziua la serviciu și să faci naveta și să vină apoi să scot dimineața și așa mai departe. Da, asta e altă poveste, asta e politica guvernului, nu avem noi putere să o modificăm. Legat de cei non-carnici. Da, rămân aceleași sume ca și... Rămân aceleași sume și... Rămân aceleași sume, deci și la cei... Nu se aplică indicele de inflație. Nici la indicele. Deci rămâne așa. Dacă din cele s-au discutat... Da, da. Ofim? Să spun și eu ceva. Gunoiul nu se acumulează chiar proporțional la câte persoane sunt. Deci, mai puțin. Adică 9 persoane nu fac exact cât 9, ce trece peste 5 nu fac exact cât ar fi 2 persoane. Deci, noi, odată mă trăc curtea, aceeași curte în care stau 5 persoane sau 9 persoane, da. Tot aceleași. Cu aceleași ambalaje, probabil, de la mâncare, tot așa se duc, deci... Justificat. Ce este? E vorba de plasticăraie. Toate aceleași ambalaje, toate astea... Mai mult, mai mult consumate. Nu sunt proporțional. Nu sunt proporțional, vreau să spun. Deci, înțeles. Se revelea la chestiile comune, adică o curte e aceeași. Nu-i de 9 ori cât au unii de care e unul singur. La asta se referea. Dar în rest, gunoiul care îl produce de la restul menajer de la pe împădăraie, normal că se mulțește. Normal că se mulțește, da. Asta e clar. Și legat de gunoiul ăsta, spre exemplu, să vinisere cu modalitatea aia, cât produci sau cât dai, atât să... Asta ar fi cel mai corect. Dar asta înseamnă să umbli, să găsească și o modalitate. Să umbli cu cântarul din poartă în poartă. Este foarte greu și foarte nevoios. Da, ideal așa. Trebuie să ia ta Da, acum nu e același lucru. Cât predăm, atât plătim. Dacă predăm, am globat. Adică suntem motova, toată lumea. Normal, și pe mine individual, pe gospodărie. Păi nene, cât? Dar atunci știți care va fi? Iar mai este o redresare. Toată lumea va căuta să arunce gunoiul, să dea cât mai puțin, să plătească cât mai puțin. Vedeți? Că oricum mai dau, nu găsești cea mai bună soluție. N-ai cum să zici așa. Nu mai găsești nimic. Nu, ăla nu mai scoate. Scoate o pubier într-o lună. Nu scoate deloc.
Sau îl scoate pe loc. Dar de bicicui nu are de plătit. Dar nu am vedea să nu mai trebuie să-ți plătesc. Dacă noi sunt... Mai înțeleg chestiunea asta și e bine de, de subliniat și de adus aminte. Că acolo unde nu locuiesc nimeni. Eu vreau să spun că gunoaie se plătește și pe gospodărie. Măcar o dată pe an vine la casă să faci curățenie, stai în bălăriile și așa se scoate la... Da, poate. Dar tu, ca cetățean și ca om al unei comunități, ai obligat să dat ce ai o gospodărie acolo. Măcar o persoană e prinsă ca, ca o gospodărie. O gospodărie îți plătească o persoană. Adică e o persoană. Și mi se pare absolut corect. Corect, da. Și destul de civic și cetățenesc. Dar ai de ce să nu. Vine înainte de la... Da, și vine și de sub. Dar eu nu stau aici, nu. Uite, eu vă dau un exemplu acum. Eu îl dau lumina la comunitate. Băiatul ăsta traienic la Văsie. Și făcea așa mare gălăgie, bine, m-a și reclamat, ne-a dat și în judecat, putea să fără gunoi. Și a zis, mă, omule, din ce știu eu pe acolo, zic, și tu mai produci gunoi, că nu vechea. Și îl găsesc cu roaba cu gunoi. Bune, cred, la podul, la picior podul. Unde ne-a reclamat? Deci după ce, după ce el reclama că este gunoi acolo și el mă ia și el îl plătește că el ajută. Și am zis, tu faci agricultură aici, ai cu pomi, ai cu... Da, ai casă, ai cu sără, ai cu sără. Bă, vini, mereu vini, nu? Bă, ce, domnule, te-am aruncat niște ăsta? Bă, aruncat gunoi, cu roata. Vrei să-ți fac și poze? Uite, n-am să ajung să-ți fac și chestia asta. Și mai am două, trei exemple, nu vreau să te mai spun acum. Dar, adică, oameni așa sunt ei cărcotați, că-ți nu... Dar cel puțin să liniștit, nu? Să liniștit, da. Și-a mai avut, îl mai avem pe... Uite, vă mai dau un exemplu de bărcă, a fost unul la Coțofănism. La roșchița, roșculeț. Doamne, trec vacile să, să nu mai fie bălegări pe stradă. Doamne, trebuie să le puneți de alea la spate și să meargă numai pe păruță. Doamne, noi în loc să respectăm crescători de animale, că mai crește oamenii. Și dacă bădim, întotdeauna pe drumul de țară, vedeți, este un bălegar pe stradă. Dar ce nu mai ai în acum? Și după aia, la o săptămână, pentru că eu totdeauna când îmi spune un om de astea, urmărește dacă el e corect, nu neapărat că am ceva la el. Să văd dacă el e corect. Și la o săptămână, cu roaba de, direct în, în prunt la podul care duce spre Dama, la pârgă. La stadionul. Dar cum rămâne, cum rămâne cu educația civică, dumneavoastră, să le punem la vaci. Roșculeța ăla de lângă școală, nu? Ăla de lângă, ăla care vine la Brașov. Așa. E roșculeț sau roșchiță? Roșchiță. Roșchița, bravo. Da, da. Dar cum rămâne, domnule, cu educație? Dar ce-am dus eu o roadă? Păi dumneavoastră o roadă azi, ne-am dus cu roadă. Mai vine și Costica cu roadă. Deci fiecare tu roadă. Și uite acolo, nu mai rămâne. Păi nu-i spus mâna tare că sunt vacile, n-au dreptul, da? Adică oamenii ăsta care... Dar ei nu-s corecție. Da, în sfârșit. Am spus-o așa ca să... Dacă vreți să spuneți la Poșa... Nu, dacă tot... La Poșa nu. Vorbim de astea. Și chiar și aici, în capul Bălcii. Deci eu am urcat pe drumul ăla care duce exact în zona terenului. În capul Cior am fost în Bălcare. Terenul de fotbal, Florin știe, direct în drumul Bălcii. La Bălca? Da. A, bun, spre Moara lui Uraru. Moara lui Uraru, da. Moara lui Uraru. Dom'le, acolo este o mizerie de nedescris. E aruncată și pus suprafața izlată. O fi, dom'le, că duce într-o șbioabă. E că nu știu, eu acum așa un alt lucru. Suprafața închisă. Acolo am făcut curat cu camionul. Am luat. Ești? Am văzut. Da. Da. Este gunoi. Da, știu. Dar acolo a trecut gârla și... Nu știu, l-a dus acolo că nu se vede. Era lizierea. Că îți punea pe platoul ăla în față, la vile de aia. Mi-a făcut ca lumea și dincolo. Și-o mai punea în partea celălalt. Și-o face în dreptul în alte teasă. Exact, acolo. Știu. Deci găsesc eu o soluție într-o jubioară, că într-o râpă, că undeva... Da. Dacă noi, oricum, noi suntem cu ochii pe cei cu mai ales, dar v-am spus, nu o să reușim niciodată. Dacă mai sunt discuții cu tema punctului ăsta, nu mai sunt, nu? Cine este pentru? Împotrivă? Deci s-a aprobat în majoritate. Și mai supun o dată pe punctul. Supunem și punctul, cel la punctul 6, care tot privind, se prelungește, deci perioada contractuală, începând 2023 și pe 2024, tot cu aceeași sumă. Deci așa se va merge în continuare. Deci termenul va fi de 2 ani. Înseamnă că e până în 26, nu? Nu, nu. 23-24, atât. În 23 în trecut. Dar interveniți și spuneți, domnule.
Așa este. Dacă e în 23, cu 2 ani, până în 25, nu? Se prelungește cu 2 ani de zile, începând cu data de 1-2-2024, da, așa este. Deci 2025. 2025, nu 2026. 2026, da. 2026, da. Deci din 1... Eu nu știu, dumneavoastră, prin chiar nu m-ați întrebat. Mergeți cu... Păi dacă, dacă mâine poi nu se vorbim... Acum a trimis-o de 2 ani. Astăzi, da. Păi e băgată. Deci se prelungește și prețul același? Nu, n-am dat prețul. Îți gărgem un pic, haideți să ne înțelegem. Păi oamenii așa au înțeles. Păi așa s-au înțeles, păi. Păi oamenii au înțeles, păi de asta. Prelungește termenul de preluare gunoiul acestei societăți, rom preț. Dar nu se referă la preț. Nu se referă la preț. Dar tu prea bună cu oameni. Mâine se face combustibilul 10 lei litru și nu mai avem gunoi așa. Noi nu avem de unde să plătim, să muncească primăria să plătim numai gunoi. E contractul. Deci, clar, contractul de... Așa se prelungește, da, pentru o perioadă de ani zi. Contractul de preluare a bunului, la da. Acestui exact. Serviciu de preluare. Atât, nu prețul, nu rămâne atât, prețul acela. Nu rămâne prețul acela. Și nu mai e de 4, ce ne-a de trebuie. Anul următor, stabilit pentru 2026. Da, da, da. Este... Băi, n-ați spus dumneavoastră că rămâne același? Nu, domnule. Ei ne prestează serviciul până în 2020 de rompresul. Da. Că auzisem, că rompresul ăsta chiar auzisem că vor să plece. Nu se știe. Am văzut la sectorul 1 la... doamna, madame Clotin Darma, și ăla au renunțat la o firmă și ăsta i-a sufocat pe bărea de bunăi, bunăi, dar nu. Aveau șobolani. Șobolanii blocau canalizări. Deci, ăsta punctul 6, îl lăsăm... Îl votăm acum. Nu, nu uitați acum, nu, prelungerea contractului de preluare. Pentru prelungerea contractului de preluare a gunoaielor, deci, pe termen de 2 ani de zile, de la data de 1-a... Ianuarie. Întâi februarie. Februarie. În februarie. Da. În februarie. În 2024. Nu e întâi era prețul. Deci inclusiv 2026 până în februarie 2027 ar veni, dar din 2 ani. Sincer, să nu am citit materialul. Păi astăzi au venit. Venirea pe jos și nu a avut. Deci, ca să fim înțeles, deci spune foarte clar, contractul se prelungește pentru o perioadă de 2 ani de zile, începând cu data de 1-2-2024. Da. În cazul în care, până la împlinirea termenului de 2 ani, gestiunea serviciului de salubrizare se atribuie un nou operator, prezentul contract va înceta de drept la data emiterii ordinului de gestiune. Deci, la 31 decembrie 2026. Da. Da. În caz că îi pleacă, preia altcineva. Nu, dacă poate. Nu? Nu poate încetați. S-a venit plicitați, dar corect. Serviciu ăsta. Nu știți ce-a plăcut, mai aduc amintea. Da. Deci, cine este pentru punctul 6? S-a aprobat în majoritate. Trecem la următorul punct. La punctul 3. La punctul 3 avem așa. Acceptarea declarației. Da. Acceptarea declarației de renunțare a domnului Toșa Daniel, autentificată sub numărul 1143 din 16-11-2023 către biroul efectual la biroul notarial Balan Vasile, așa, de renunțare la proprietate a doamnei Ilie Viorica, autentificată sub numere. Deci asta cine este? Ilie Soara Viorica. Soara lui Toșa Daniel. Căsătorie... Deci ei au deținut teren la absolut. A fost eliberat în trecut un titlu, nu? Sau, no, hai, sau cum? Sunt deci cei care aveau teren la absolut, în primă fază la aplicarea legilor fondului funcțional, au venit și au făcut gălăgie. Și li s-au dat teren, li s-a dat teren aici în Plot, la noi. Ulterior, legea a specificat foarte bine, fiecare ducă să-și primească terenul acolo, unde l-au avut. Și bineînțeles, terenul la Azut era un teren cu valoare, adică era un teren bun. Au făcut
cere către Comisia de Aplicare a Legilor Fonduri Funciar a orașului Ajut din județul Vrancea și unul acestor ceruri au și primit teren. Ei dețineau două terenuri. Aveau un titlu proprietar eliberat pe Coțovarești. În Tarlau Ploc, știți fiecare trecutat de Ploc. Și acum aveau și la luat și de la Ajut. Și nu putea să fie la doi măsa. Că n-avea cum. Și pe noi ne-a obligat prefectura și atunci am chemat să renunțe. Și singura formă legală, da? Renunțarea pe cale notarială. Și am fost cu ei, eu personal care am fost și au dat legătură. Dar cazuri de seama mai avut multe. Asta e ultimul. Și am fost anotat și au dat declarație că renunță la această proprietate. S-a radiat după titlul proprietar pe care avea la Coțofănești. Pe Coțofănești, dacă nu a rușat terenul sau dacă a avut același, pe un singur titlu, s-a oprit titlul, s-a radiat. Și au folosit terenul la... Oricum e o perioadă de timp, au folosit și terenul ăla și terenul ăla. Dacă l-au muncit, bineînțeles, nu știu dacă au muncit terenul la Ajut, dar l-au și vândut la ulterior. Și atunci acest teren intră la noi propriu în domeniul privat. Și rămâne la dispoziția Comisiei de Aplicare a Legilor Fonduri Funciare. Și noi mai avem niște cazuri cu parohiile bisericești, de dat niște terenuri, mai avem cu Rotescu, mai avem cu... Am scapat. Domnul secretar, mai ajutați-mă. Că lucrați, sunteți secretarul Comisiei. Da. Și mai avem cazuri care trebuie să le rezolvăm și acel teren îl și dăm. Da, e vorba de o jumătate de hectar, cred că. Nu, 2500. 2500 jumătate de hectar. Derenul era cu jumătate, iau 2500. Da. Iar Ilie Viorica, ca să fiți slămâiți, este fata lui Vasile Dumnezeu, care vin căsătorie la Ilie. Și era moștenitor ilegal al lui Vasile Dumnezeu. Și celălalt era mor și la moștenitor. Nel. Ion. Și atunci, despre asta este vorba, altceva. Nu știu ce vrea să înțelegeți. Deci, aici, spre exemplu, se propune următoare. La articolul 1, se acceptă declarația de renunțare la dreptul de proprietate a drumului Toșa Daniel, autentificată sub numărul 1143 din 16-11-2023 la biroul notarial de la Onest, privind suprafața cotei de lădălime din suprafața de 2590 metri pătrați, teren arabil situat în Tarlaua 13, parcela 173,35, conform titlului de proprietate 85577 din 25-4-1995, emis spre autor Toșa Vasile, decedat, tatăl renunțătorului. Articolul 2. Se acceptă declarația de renunțare la dreptul de proprietate doamnei Ilie Verica, autentificată sub același număr, tot la același birou notarial, privind cota de odoime din suprafața de 2590 metri pătrați, teren arabel. Conform titlului de proprietate, 85577 din 25-4-95. Articolul 3. Bunul menționat la articolul 1 și 2 nu sunt grevate de niciun fel de sarcini sau servituți. Articolul 4. Se aprobă înscrierea în evidențele contabile ale Comunei Coțofănești a bunului de mai sus ca proprietate privată a Comunei Coțofănești. Articolul 5. Primarul Comunei Coțofănești, județul Bacău, prin compartimentele în cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri. Articolul 6. Prin grija Secretarului General al Comunei Coțofănești, prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarului Comunei Coțofănești, compartimentului buget, contabilitate și compartimentul agricol din aparatul de specialitate a primarului Comunei Coțofănești, biroul de carte funciară Onești în vederea înscrierii dreptului de proprietate în favoarea OAT Coțofănești și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet a primăriei. Dacă la cele prezentate sunt discuții. Ne fiind discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Comisia vizitorului. Cele în forma inițială, da? Deci la punctul 4.
Avem proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza proiect tehnic, PTH, a devizului general actualizat pentru obiectiv de investiții, modernizare, parc comunal, sat Coțovănești, comuna Coțovănești, județul Bacău, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Trecem la raportul de specialitate. Având în vedere semnarea contractului de finanțare C-19-2074-2066-1041-0423 din 3-8-2023, finanțat prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România, în cadrul SN-19-2, pentru proiectul Modernizare Parc Comunal Sat Coțovănești, Comuna Coțovănești, județul Bacău. Predarea, primirea și recepția serviciilor de întocmire, proiect tehnic și detalii de execuție pentru proiectul Modernizare Parc Comunal Sat Coțovănești, Comuna Coțovănești, județul Bacău, întocmite de proiectantul SC Mod Consulting SRL, se impune aprobarea în ședința de Consiliul Local a documentației tehnico-economice faza proiect tehnic PTH și a devizului general actualizat pentru realizarea obiectivului și a cofinanțării de la bugetul local pentru investiția menționată mai sus în vederea implementării acesteia. Aici avem proiectul de hotărâre. Lăsăm să ceva discuții pe tema asta? Dacă cineva e un microitage la proiect, după aceea începem cu articolul. Păi dăm, dați-vă articolul. Dăm citire și articolul. Da, așa, se hotărăște. Articolul 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza proiect tehnic de execuție, pentru obiectivul de investiții modernizare parc comunal sat Coțovănești, comuna Coțovănești, județul Bacău, aprobat pentru finanțarea prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale România, în cadrul SM19-2, contract de finanțare numărul care l-am prezentat anterior. Articolul 2. Se aprobă devizul general actualizat în, la faza proiect tehnic de execuție aferent obiectivului de investiții modernizare parc sat Coțovănești, județul Bacău, conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Coțovănești, județul Bacău, sume de 96.749,71 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 18.253,61 lei, cheltuieli neeligibile reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru obiectivul modernizării parc comunal sat Coțovănești, Comuna Coțovănești, județul Bacău. Articolul 4. Anexa 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarul Comunei Coțovănești, prefectul județului Bacău. Se duce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet https://comunacoțovanesti.ro. Anexa la toată lumea a primit cu citul. Da. Să citiți pe aia, dar cu vreo eu altă. Nu, cu sau nu. Aia e vreo 6-4. Da. Deci, în mare despre ce e vorba despre parcul comunal. Vedeți că ușor a spune domnule, eu dar voi fi temat, fac aia. De când ne chinuim cu parcul ăsta pentru reutilare, re... nu știu cum să mai numesc, dar în sfârșit. Ne chinuim ca să... Deci, n-am prins să răduce vreo 2 ani de zile. Sperăm că în 2024 să reutilăm acest parc, să modernizăm. Și suma este de mare. Uitați-mă la partea de contribuție la bugetul local, care este suma neeligibilă. A fost 96.000, înseamnă vreo 960 de ani, cu perioada tot, e vorba de vreo miliard și ceva. La exact. La cât de investiții avem noi, mă refer numai la, la an, pe anul 2024, asta vă spun suplimentar așa, făcând o paranteză. Într-un anul 2024 ne trebuie undeva la, numai la cofinanțări undeva la 30 de miliarde. Pentru că avem foarte multe proiecte și dacă vreau să ne înșiruiesc chiar acum școli, parc, cadastrare, gaze,
canalizare, V11, asfaltare, V11 investiții. Deci foarte mulți bani pe care de asta spun că noi tot am ținut și de taxele și de impozite locale să nu fie mărite, dar ne dă și guvernul și guvernul prin finanțele publice și Consiliul de Țean, că nu vede, dar restul, deci ești bani europeni, toate proiectele de care am spus. Care vine partea ta de cofinanțare, cheltuieli eligibile, care deduci foarte mult. Mă, la acest proiect care e de anvergură mică, parcul ăsta, să reutilez. E vorba de un miliard, dar pe la investițiile mari, unde am gaz de canalizare, asfaltare, izolare, la iluminatul inteligent. Nu, sunt 12 investiții, 12, dar nu chiar mai mult. Dar scoate, așa mai departe. Da, dar dacă aveți o declarare, da, de tot. Sperăm că în 2024, până în vară, să fie sfârșit. Să sperăm. Vezi că te duci cu un proiect de ăsta, 2-3 ani de zile, 4. Până îl pui în operă și eu. Asta trebuie să faci și un creș, nu e totodată, nu? Ar trebui o singură intrare. Unde sunt în creș, nu ești, dacă? Unde sunt în creș, aici, în zona... Pune în față? Da. La mine, păcate, nu e. Dar e fi frumos, e bugatul, fiu. Cum să pune în creș? Am venit, nici nu indicat să-mi creș, nu ești parcul, e bugat. Copiii mei s-au gardul, mai trebuie. Iar acolo nu e gardul rău și unde am existat. E terenul nostru. E terenul unde a stat de scălăși. E terenul de la Efei. Iar de lui Ifrim, de-a familia Ifrim, noi am făcut curățenie ca să fie frumos, dar mai pierdut agroase. Dar ca să facă investiții acolo, n-am voie, că nu e. Mânii poie mă devine și vrea să-și facă casă. Dar e terenul nostru. Noi facem curățenie din față, în centru comun, aici și în urmă noi. Și gardul mai cârpim noi cum mai putem, dar pe dreptul să facem investiții. Dar mai îndreptăm gardul ăla, mai punem o scândă, mai punem, dar asta e vreau. Nici nu se înțeleg între ei că noi am fi vrut să-l achiziționăm, să mărim parcul. Și să putem să amplasăm acolo obiecte de joacă, de copii. Echipamentul ăsta de parc. Dar n-ai pe ce bază să facem acolo, nu e al nostru. Dar în rest acolo erau bărăieri și sărfărie. Erau vecine aia, de la Andronaide și partea aia altă la... Doi ca... mai aruncau și ei cu noi acolo. Și dacă acum e deschis și la vedere, facem noi curățenie, nu mai e. E bine, eu zic că e bine. Nu are niciodată din aia de lucru. Nu, să tot ce-ar lua. Ne-am rămas disărbătat. Da. Da, ce asta. Da, domnul. Cu comisie și... Aviz favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Nu este nimeni împotrivă, deci trecem la următorul punct. Este punctul care, punctul 6. Fiind proiectul de hotărâre privind majorarea bugetului investiții, alimentare cu gaze naturale a Comunei Coșovănești, sat Vâlca Bărșan, județul Bacău. Prin hotărârea Consiliului numărul 66 din 4-12-2000, 23. S-a aprobat majorarea bugetului investiției de introducere a gazelor naturale în Comuna Cotrăgnești, în conformitate cu prevederile OG 64-2022, bugetul ajungând la suma totală de 25.480.481,04 lei, din care 21.450.515 lei total nerambursabil și 4.439.965 lei valoarea neeligibilă. Prin proiectul de hotărâre de față se propune aceeași sumă, dar cu unele modificări în cadrul capitolului de cheltuieli din deviză. Pentru claritate și utilizare facilă a hotărârii, am întocmit un nou proiect de hotărâre și am propus revocarea hotărârii Consiliului Local 66 din 4-12-2023. Având în vedere cele de mai sus prezentate dezbateri și deliberări Consiliului Local, prezent un proiect de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat astăzi 28-12-2023.
Ea a fost aprobată în 4-a 12-a, în suma respectivă, dar la capitolul de cheltuieli au suferit niște modificări. Adică corecția sumelor, nu? Da, între... Prețul total a rămas la fel, prețul total a rămas la fel. Prețul a rămas același numai că s-au dus de vreo 4 lată, dar nu spune-o ca să încheiem. Știți foarte bine că această investiție trebuia finalizată la 31 decembrie 2023. Am și prieteni care spune că dăm puterii la primărie, la terminarea justiției. Așa, care iau mintea obișnuită. Și... ce se întâmplă? S-au înfornărit programul ăsta, e un program mare, poimul ăsta, un program operațional de investiții mari, s-au înfornărit, dar aici nu mai sunt bani. La un moment dat, ei au pus problema că noi putem continua investiția, am avut foarte multe treabă, ce putem ultimul doar, putem investiția dacă avem noi undeva la 20 de miliarde, 20 ceva de miliarde de lei. Eu nu știu cum de lovești toată ziua de ele. Banii care efectiv nu-i aveam. Și atunci am zis, hai, existăm lucrarea și o să preluăm, că nu o să fie bani acolo. Noi nu avem banii ăștia și nu faci cu... Nu avem bani să vedem și dată. În afară de partea noastră de cofinanțare, care a zis asta, de vorbă de 4 miliarde jumătate. 4 milioane? Nu, 40 miliarde. 40 de miliarde. Eu am zis numai 30 de miliarde, investiții noastre duce la 60 de miliarde. Nu apartenați cu finanțări la proiectele în 2024. Pentru că avem foarte multe proiecte și asta e. Și atunci am zis că atunci când o să aveți bani, o să reveniți și o să începeți lucrarea. Eu, știți foarte bine că am zis atunci că la 31 decembrie, vorba de curând gazul, dar zic, am și mari semnele de întrebare, că totdeauna se mai întâmplă de ceva. La lucrările de anvergură. La lucrările mari. Acum o să reia, probabil că ianuarie, februarie, nu cam la sfârșit februarie, începutul martie, prea lucrări, în funcție de cum vin și banii de acolo la Uniunea Europeană. Fondurile de bani. Și sperăm, eu sper că la anul, altfel ei sunt în grafic, fizic sunt în grafic, ce au făcut până acum. I-am întârziat noi. Întârziat noi cu contul ăsta acolo la SRM. Da, la SRM am avut niște probleme. Am avut cu domnul Manuș, noi acolo am întârziat. Oamenii trebuiau să-și toarne, trebuiau să-și facă gard. Asta după noi. Da. Am avut și noi problemele noastre, dar este bine. Sunt grafic, pe stare fizic. Sper, eu sper că la anul, oricum, viața viitoare, lumea va avea gard. Clar, treaba. Orice lucru începută, nu se termină. Nu cred că se va... rostogoli termenul să nu fie gata la, și la anul. La anul cred că e gata. Să sperăm că va fi bine. Suma e aceea, să duci undeva la 20-30 de miliarde. E un depozitat, tot ce înseamnă, ventile. Da, bine, iau, au aici materiale, au ventile, au tot. Le avem la noi, în școala de Rosari. Poturi. Ce ne trebuie? Și mai rău, și mai rău că le strig. Da, asta știți că am discutat. Au luat și țevilele pe bărbați. Da, alea galbene. Zdro 3 mi le-a pus mie în poartă. Le-am pus când vin ei după aia să le... La acum, la Morarul, la Vâlca, au tras de ei, n-au putut să le scoate. S-a plecat într-o parte. Da, nu știu ce vom face cu investiția asta, de că în continuare se merge pe distrugerea ei. Eu am făcut la poliție și chiar vreau cineva să vadă, am două adrese făcute, una la poliție și una la inspectoratul județean de poliție Bacău și una la prefectul județului, în ceea ce privește starea de infracționalitate și postul de poliție care nu e post. Și am zis că, da, dacă eu, la mine și chiar... am urmă apărușit. Ca să vedeți că nu suntem cu... Nu. Vedeți că am un apărut și acolo pe stânga. Un atare, așa. Da. Și spuse mai multe acte, la vedere, cu clam, așa. Am avut o cunoscut pe aia și am spus cu stare infracționare și cu distrugerea acestei investiții pe care vrem să o punem în... să o punem în practică și în operă și am zis de ce primesc. Nu se poate ca un post de poliție de 5 ani de zile să nu ai șef de post. Mă uit la toate posturile de poliție, există șef de post. Există unul, doi lucrători de poliție. Ai la cine? Aici au început să vină oameni la primărie. Eu ce să le spun? Că nu răspund. Se bată, scot ochii, li se fură. Ce să facă primarul?
Poliția locală nu are competențe pe a face dosare penale și pe a face investigații, să cerceteze. Nu e treaba lor. Treaba lor cu ordinea, cu liniștea publică, cu construcție, cu baile, cu cei de la 416, cu ăștia care i-am fac la locul de muncă ore cu loc comun. Deci asta e treaba. Nu trebuie să facem, facem dosare. Se prezintă procuror. Și atunci am avut adrese către prefect și am vorbit cu prefectul personal verbal înainte pe telefon și aia se face să fac un adres, un numele personal. Și am spus ceea ce se întâmplă, dar în nivelul comun. Asta e o comună care este cu grad ridicat de infracționalitate, să stai cu doi polițiști și ăștia, și pe ăștia ia în patrulă la, la secția 10. În altă plasă. Ia în altă plasă. Tu n-ai un polițist aici să vină măcar să, să când vine unul să facă buletinul. Că trebuie să le ia în spațiu. Le ia în spațiu, ca să ia buletinul, să-l duc la poliție. Și n-am niciun om, trebuie să dau telefonul, să-i caut, să-i trimit la unie și să deci mă ocup. Și treaba poliției o faci tot primar. Nu vă mai spun că acolo noi ne-am făcut gard, noi ne-am făcut curățenie, noi ne-am curățenie în spate. Acum nu mai e, nu mai e bălării, iar ne-am făcut curățenie acolo. Am scos camioare de... Da, asta e. Da. Și am trimis un lucru în decembrie. Asta de aici, să nu credeți că... fabulez, dar asta e. Asta e bine, secretar. Da. Da, și s-a întâmplat ce am transmis. Și am spus că de instituția prefectului de Sebastopol, domnului prefect, pe prezentă, venim la dumneavoastră pentru a ne sprijini în rezolvarea unei probleme spinoase ale cetățenilor comunei Cotroneni, cât și a OAT-ului Cotronești, cu care ne confruntăm și anume. Postul de poliție națională Cotroneni, de o perioadă de 5 ani, nu are șef de post poliție și nici lucrător de poliție, decât pasager, pe o perioadă de maxim 6 luni de zile, iar ca primar nici nu am timp să-i cunosc și nici nu se prezintă la, pe la primărie. Comuna Cotroneni este o comună cu probleme și cu un fenomen de infracționalitate ridicat, datorită componenței demografice în care sunt de enumerat următoarele. Fur din gospodării și proprietăți agricole, tâlhării, agresiuni fizice și verbale ale cetățenilor de bună credință, distrugerea bunurilor publice, mobilier, stradar, mobilier, parc, împrejumiri, garduri, instituții publice, privirul garduri, instituții publice, și mai noi avem o, avem în derulare o investiție alimentare gaze naturale prin programul POIM, fonduri europene, și ni s-au distrus 20 de cutii suport gazomer. N-am mai pus și țevile alea, n-am mai. Furturi cablu de pe stâmp. A fost un cablu pe zi, cineva a dat pontul și în fiecare noapte a furat alte cabluri. Nu numai, este de la casă. A. Avem și o suspiciune rezonabilă de consum droguri și lista faptelor ar putea continua. Cine crede că scriu prostii, să vină să citească. Așa, și eu. În condiții în care postul de post poliție Cotroneni ar trebui să aibă schemă. 5 lucrători de poliție plus șef de post, poliție, noi nu avem decât pasager, mai repet, unul, maxim 2 lucrători pe perioadă de maxim 6 luni de zile, pe, ca, pe care îi folosește mai mult în patrulări secția 10 poliție onește. Vin sărbătorile de iarnă și istoricul locului ne arată că, că se înmulțesc faptele antisociale. Primăria Comunei Cotroneni, Consiliul Local, Cotroneni au fost și sunt deschise pentru sprijin și colaborare pentru rezolvarea acestor situații și pentru a crea un climat de siguranță și liniște a locuitorilor Comunei Cotroneni. Domnule prefect, vă rugăm respectuos să ne ajutați în rezolvarea acestor probleme delicate, cu deosebire de respect primar. Iar asta este către Inspectoratul Județean de Poliție, care același marcă titularea. Aceeași adresă, numai că am spus către domnul Richestru. Cine vrea să le ia, o luați-le și cu citiți-le. Deci, eu nu stau cu mâinile în cruci și așa de, eu nu pot să fac treaba poliției. Nu pot să mă duc eu să, că s-au bătut aia, că s-au scos, scap gardul, s-au scap de aia, chestii de astea în care distrug bunuri. Noi nu mai avem un pic ștepun cu camerele astea, că a avut probleme, până l-au obținut avizele. Montate. De ăștia montate. Montate, dar nu sunt funcționale. Noi facem tot ce putem, dar atât cât se poate. Și cât legea ne permite. Pentru că într-unul din
legea administrației publice locale, spune primarul răspunde de veghează la respectarea ordinii și liniște publice. Dar nu spune cum. Pentru că Poliția Națională nu este subordonată nimeni. Și dacă ar fi subordonat, nu cu cine. Dar nu este subordonat. Și mi se pare așa un normal să nu fie subordonat. Nu fie la chiar în prima vreme. Dar să-și facă treaba cu ceea ce se întâmplă. Iar Poliția Locală are competențele care v-am spus. Cum mai veghez eu? Cu ce paragraf trebuie scos din lege? Eu am mai spus-o și la, și la prefect și la prefectură la Bacu și în ședință. Deci a spus, paragraful ăla de lege se dispare. Atâta timp cât eu n-am pârghile cu care să fac acel lucru. Să, da, veghez, da, văd, văd ce înseamnă, văd să anul și v-am știința. Da. Haideți să dăm citire la ceea ce se hotărăște. Bine. Asta. Deci la articolul 1 se aprobă majorarea bugetului investiții alimentare cu gaze naturale comune Costopăne Sat Bâlca Borșani, județul Bacău, în conformitate cu prevederile OUG numărul 64 din 2022, necesar întocmirea actului adițional numărul 2 la contractul de finanțare numărul 554 din 13/5/2021 cu autoritatea de management pentru programul POIM 2014-2020, AXA 8.2, respectiv modificarea indicatorilor economice aprobați prin hotărâre Consiliul Local numărul 41 din 31/8/2023, după cum urmează. Valoarea totală proiect este de 25.480.481,04 lei, compusă din primul punct, 21.040.515,30 lei total nerambursabil și punctul 2, 4.439.965,74 lei, valoare neeligibilă, inclusiv TVA, din care valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este 3.997.697,91 lei. Articolul 2. Se aprobă devizul general majorat al investiției alimentare cu gaze naturale a Comunei Coțofăne, Sat Bâlca și Borșani, județul Bacău, în conformitate cu prevederile OG 64/2022, anexa 1 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Indicatorii tehnici actualizați la faza PTH, aprobați prin hotărârea Consiliului Local 41/31/2023, rămân neschimbați. Articolul 4. Consiliul Local Coțofănești se obligă să asigure resursele necesare implementării proiectului, să asigure contribuția financiară proprie. Articolul 5. Se puternicește primarul Comunei Coțofănești să semneze toate documentele necesare depunerii și derulării proiectului, precum și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu depunerea și derularea proiectului. Articolul 6. Cu data prezentei se abrogă hotărârea Consiliului Local numărul 66 din 4/12/2023. Articolul 7. Prin grija secretarului Comunei, prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarul Comunei Coțofănești, compartimentului financiar contabil. Se va depune în dosarul pentru solicitarea întocmirii actului adițional numărul 2 la contractul de finanțare numărul 554 din 13/5/2021, semnat de AMPOIM 2014-2020. Jos este hotărârea Consiliul Local pentru astăzi. S-a discutat legat de asta, dacă sunt, deci, comisiile. Deci numai comisia de economie economică, da? Bine, supunem la vot. Cine este pentru? Și ultimul punct, problemele diverse. Am discutat și cu chestia. Vreau să spun câteva lucruri. În primul rând, să vă... se încheie un an 2023 cu bune curele, dar
făcând așa un bilanț, am dezvoltat lucruri bune, frumoase. Iată de chiar începerea acestei investiții pe POIM alimentare cu gaze naturale și celălalt, 10-11 investiții care mai sunt. Deci, un an în care am mers înainte, suntem pe pozitiv în tot ceea ce privește chiar și aspectul comun, chiar și multe alte lucruri ce țin legate de administrația publică locală. Vreau să vă mulțumesc pentru aportul dumneavoastră în ceea ce privește luarea hotărârilor de Consiliul Local și intervențiile dumneavoastră pertinente în care am putut să reglăm din mers ceea ce mai era de reglat. Nu a fost un an rău, eu nu-l consider un an rău, 2023 a fost altceva mai rău, când a fost pandemie, când a fost anul 2023, eu zic că oamenii a fost un an destul de bun, pentru noi ca și administrație, și sperăm că 2024 să avem să punem în operă și în practică aproape toate aceste investiții, 10-11, pe care avem noi 12, să fie puse aproape toate, adică să fie finalizate chiar. Și să avem un an 2024, cum totdeauna fiind în toate, tot românul fiind, sau tot omul, ca mai bine, nu totdeauna, adică lucrurile care le-ai făcut, să fim mulțumit de ceea ce ai realizat. Iar eu personal sunt mulțumit de ceea ce s-a realizat în 2023 pe linia de administrație publică locală, pe linia de investiții, și în relația cu cetățenii. Și în 2024 îmi doresc să fie un an cu plus, cu plus valoare face 2023 și sper să fie așa, în cazul în care situația politică, socială, geopolitică, strategică și așa mai departe este în regulă. 2024 va fi un an problematic, pentru că va fi un an cu alegeri, cu 4 rânduri de alegeri, chiar cu 5, ținând cont că la prezidențiale se merge pe 2 tururi, la nivel într-un tur nu se rezolvă problema. Va fi un an, dar dacă suntem chipzuiți și așezați și ne vedem de treaba noastră, eu zic că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Nu își va avea rostul atacului, dar lumea ne cunoaște, dar nu, nu trebuie să mai... Lumea, cel puțin pe mine, mă cunoaște foarte bine și mă judică din toate punctele de vedere. Și pe dumneavoastră vă cunoaște, nu la fel ca pe mine, pentru că n-ați stat să lucrați zi de zi. Dar destul de bine, că sunteți cetățeni comune, sunteți consilieri de mai multe mandate, alții noi, dar sunteți cetățeni comune, chiar dacă sunteți noi consilieri. Și eu zic pe mine că noi suntem dovadă de o educație civică, știu, nu aleasă, ca să nu aleg un termen prea pretențios, dar destul de responsabilă. Atacurile și aia nu fac bine, nu fac bine nici oamenilor, în primul rând, și nu le fac bine nici nouă. Eu, în ceea ce mă privește, nu știu, mai sunt 9 luni de zile până la alegeri, până în septembrie. Nu știu, intenția mea este de a candida, dar până atunci nu e vreme. E mult de azi pe mâine, se pot întâmpla lucruri. Și aia îmi doresc ca să fie o dezbatere politică și asta pertinentă și pe obiect. Cu acuze de hoție, de nu știu ce, de nu-i numai vreau să mai spun cuvintele, cu ăstea nu o să iasă nimeni primar și vă spun din istoricul timpului. Cine a făcut lucrul ăsta n-a câștigat niciodată. Te duci omul și spui ce vrei să-i faci, dar îi spui de la, nu-i spui de la, îi spui că îi faci mâine, nu știu, centru cultural și sportiv, n-ai cum, că aveți o investiție în 4 ani de zile, 3-4 ani chiar și mai bine unul. În al doilea rând, e vorba de partea financiară, unei bani. Despre asta este vorba. În rest, eu personal, sincer, sunt un an nimic cu nimeni.